dimineață toți cei care ne-ar trebui să venim în casa Domnului, să aducem laude și să și onoare lui Dumnezeu, că merită Dumnezeu. Amin. Amin. Chiar dacă suntem mai puțin, știm că unii sunt plecați în alt, alții sunt plecați aici la Dezbir, la frații baptiști, au, am înțeles, Cununia sau ce au ei acum întâlnirile sărbătoare. Eu am fost programat dimineața așa să fiu la Biserica de Norman, pentru că soția, pentru că era inaugurarea orchestrei. Și atunci am zis, sunt mulți frați care lipsesc și am zis, hotărâi să rămână astăzi aici. Și mulțumesc Dumnezeu că ne-a dat hotărâre și decizia, poate cred cea mai bună. Cred că la acea dimineață Dumnezeu să fie cred de biserica, frații, surorile, toți cei care ne-am adunat aici și Duhul Dumnezeu să ne unească la această dimineață. Să binecuvânteze sufletele noastre, ca fiecare să fie înălțat spre Dumnezeu. Și Dumnezeu să trăiască ceea ce are nevoie și pentru noi mai mult. Știți ce anume? Mântuirea. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Problema este fiecare dintre noi cum alergăm, unde alergăm, la cine alergăm. Și se pune o astfel de întrebare într-o zi ca aceasta, fiecare dintre noi. Cum alergăm noi înaintea Dumnezeu? Unde alergăm noi? Într-o astfel de zi în care Dumnezeu ne cheamă la El, să venim cu sufletul nostru, să venim cu mintea noastră, cu inima noastră, ca Dumnezeu să binecuvânteze starea noastră la o stare potrivită după voia Dumnezeu. Pentru că ne avem un Dumnezeu care trăiește și este Dumnezeu viu și cu adevărat, venită de Domnul. Și la ce Dumnezeu cred că noi am alergat în această dimineață ca să ne bucurăm în prezența Lui, să ne bucurăm prin cântare, să ne bucurăm prin rugăciune care au stat și îndemnurile care au stat dinaintea Domnului. Și să ne bucurăm chiar și prin Cuvântul Lui Dumnezeu, care este viu și lucrător în o astfel de dimineață. Lucrează la inima noastră, lucrează în Duhul nostru, lucrează în sufletul nostru, lucrează înăuntru nostru, pentru că este un Dumnezeu care poate să facă acest lucru. Și mă rog ca în această dimineață, acest Cuvânt al Dumnezeu care este viu și lucrător, să ne prelucreze pe tot împreună, să fim cu inima, cu gând și cu cuce, ca să ne laudăm pe Dumnezeu toată puterea și toată credința noastră. Și să venim cu mulțumire înaintea Lui Dumnezeu. Este un mare har pentru noi ca în această dimineață putem să aducem aportul nostru înaintea Lui Dumnezeu. Putem să aducem laudă și închinare Lui Dumnezeu. Slăvită fie Domnul! Dragi mei, frați și surori, pentru fiecare dintre noi este important ca noi să alergăm înaintea Lui Dumnezeu. Ceea ce s-a vorbit și s-a citit în dimineața aceasta în acest cuvânt al Lui Dumnezeu, care este scris în Cuvântul Lui Dumnezeu din Daniel, capitolul 2, versetul 31 în jos, spune Cuvântul Dumnezeu așa. Tu, împărate, este vorba despre Nebucadnezar, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și mărțișarea lui era fricoșătoare. Așa am văzut împăratul Nebucadnezar. El a avut un chip puternic, așa cum se arată aici, un chip mare. Și n-a înțeles despre ce chip era vorba. N-a înțeles strălucirea pe care era înconjurat această ființă. N-a înțeles de ce fricășutoare era înfățișarea lui. Și era nevoie ca cineva să vină să descopere taina aceasta pe care Dumnezeu i-a descoperit lui Nebucadnezar. Și era nevoie de înțelept care să priceapă, un înțelept care să cunoască, un înțelept care să priceapă lucrurile acestea. Și am venit în felul acesta că m-a chemat toți înțelepții, toți răjitorii, toți aceia care aveau conștiință să vină să-i descopere. Și cu toate că acești oameni i-a spus că nu este nimeni pe cuvântul acesta care să deosebească, să cunoască ceea ce el a visat, ceea ce el a văzut. Și numai dacă nu a venit cineva care să cunoască lucrurile ștarice ale Dumnezeilor care stăpânește peste toți Dumnezeii. Înțelepte ce au înțeles lucrul acesta. Și acum împăratul căuta să piardă pe toți înțelepții lumii. Să piardă pe toți aceia care erau la putere și împărăția lui. Și Daniel a auzit de lucrul acesta. Și s-a gândit cum să scape pe acești oameni. Și a venit la Arioc și a cerut să-i dea timp ca să poată să desușească Dumnezeu. A venit chiar și înaintea împăratului Nebucadnezar. Să dea timp să desușească această taină. Și spune că noaptea Dumnezeu a descoperit în vis taina aceasta care împăratul a visat. Și a venit înaintea împăratului și a descoperit lucrul acesta. Este minunat lucru. Că Dumnezeu este Cel care descoperă. Și chiar Daniel îi spune lucrul acesta. Spunea aici cuvântul Dumnezeu, împăratul versetul 26, împăratul a luat și a zis Daniel, care se numea și verzi așa. Ești tu în stare să spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui?
Bineînțeles, el Daniel nu era în stare. El nu se recunoaște de așa. Dar el a răspuns, se părea înainte împăratul. Ce a zis? Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii, stele, vrăjitori și tot nu sunt în stare să descopere împăratului. Dar este în cerul un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratul de care înțeleg ce se va întâmpla în vremurile de prună. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. Spre versetul 28 și versetul 29 spune așa mai departe. În patul tău împărat este aurit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel ce descoperă tainele te-a cunoscut ce te va întâmpla. Auziți? De așa că și noi de multe ori ne frământăm chiar seara după zi o cunoscută de lucruri, ceea ce tu ai prin o respectivă. Te pui seara în pat și vin fel și fel de gânduri. Te gândești oare ce te va întâmpla în lumea aceasta? Ce te va întâmpla? Pentru că începe ploile, începe cu tremurile, începe cu inundațiile, uraganele și multe alte scări de lucrul acesta. Și te întreb ce te va întâmpla cu ființa ta? Și mi-am pus această întrebare de multe ori. Și uneori, parcă a spus și aceste întrebări, e nevoie și un răspuns. Și cel care are răspuns este Dumnezeu. Pentru că El este Cel care stăpânește peste întreaga lume. El producește unul să ia ființă și ceea ce producește să ia ființă. Pentru că tot aceste lucruri se întâmplă la Cuvântul Dumnezeu. El este Cel care dă voie, uraganul, se întâmplă lucrurile și care se întâmplă. El și dă voie chiar cu tremurile de pământ, se cutremure pământul. Dar totuși Dumnezeu este Cel care vorbește și chiar și marea și vântul îl ascultă. Dată că și Domnul Iisus Hristos i-a dat o prijoare cu ucenicii acolo într-o barcă și spune, haideți să plecăm cu curate și să plecăm cealaltă parte. Sau ce a făcut Domnul s-a plecat, a început vântul să sufle, a început valea în barcă aceea neliniștit, se bată spre barcă și ucenicii erau neliniștiți, erau tulburați, ba erau chiar și speriați și au strigat, învățătorul, nu poate că pierim. Și spune că Domnul s-a sculat, a certat vântul și marea s-a făcut o liniște de plină. Și au pus o întrebare. Cine este acesta care ascultă chiar și vântul și marea? Chiar ucenicii s-au pus această întrebare. Și era însuși Fiul Dumnezeu acolo în barcă cu ei. Pentru că era un Fiul de Dumnezeu și care asculta glasul de Dumnezeu. Pentru că El însuși și asculta de Dumnezeu. Și dacă El asculta de Dumnezeu și marea și tot asculta de Fiul de Dumnezeu. Pentru că El a poruncit mare să facă liniște. Nu așa că și noi de multe ori ar trebui ca în tâmpul nostru să facem liniște. La nivelul minții să facem liniște. Și ca să facem această liniște, este nevoie ca noi să pronunțăm în numele lui Iisus Hristos gândurile să dispară din viața noastră, din mintea noastră, să-i facă liniște la nivelul minții. De ce? Ca să înțelegem tainele care Dumnezeu are cu privire fiecare dintre noi. Ca să cunoști această taină, este nevoie de o înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Și această înțelepciune o dă Dumnezeu celui care cere, dacă cere cu credință. Dacă alergăm credință înaintea lui Dumnezeu și această alergare este o alergare neoprită, o alergare continuă cu Dumnezeu. Când alegi cu Dumnezeu, ai parte de bucurie, ai parte de fericire, dar ai parte și de încercări și de necazuri și de îngrijorări. Ai parte de lucrurile acestea. Pentru că Dumnezeu vrea ca și în încercările acestea și problemele acestea ale vieții, ca Dumnezeu vrea ca să te ajute, să te ajungi acolo unde Domnul vrea dorește. Și dorește Dumnezeu să alegi, să te întâlnești cu Dumnezeu. Tot că la un moment dat a venit un tânăr bogat și a alergat înaintea lui Iisus Hristos. Dar în alergarea lui s-a oprit. S-a oprit. De ce? Și a pus o întrebare. Pune-ne învățător, ce trebuie să facă moștenirea viața veșnică? Cunoști poruncile? Da, cunosc. Și Domnul a enumerat câteva dintre ele. Dar totuși Domnul îi spune, eu îți trebuie un singur lucru. Tu te vinde tot ce ai, împarte la sărăș și apoi vino și urmează-mă. A mai alergat el în privința aceasta? S-a oprit, așa că s-a oprit. N-a mai alergat. Din ce cauză? Din pricina bogăției, din pricina lucrului pe care avea, averea care a avut, el n-a mai alergat ceea ce Domnul a cerut. S-a oprit din alergarea lui. Așa se întâmplă de oră mulți dintre noi. Mulți frate noștri care au început pe panta aceasta să câștige mulți, să facă cărți, să aibă averi, extraordinar de multe. Și ei aleargă într-o direcție greșită. Nu mai aleargă pe Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun că în afacerea aceasta, și-am avut firma, și ca să poți să obții bani mulți, trebuia să cazi și pe alături. Și lucrurile ce s-a întâmplat. Și am văzut mai bine să închid firma. Și nu mai am firma. Am alegat pentru că știam că în această legare nu te duce la bine, ți duce mai la rău. Ca să obții venituri și nefolositurile sutoare și folosurile acestea care, vreau să spun, pe care alăturalice, pe care nedrepte, te depărtea de Dumnezeu. Pentru că nu poți să fii cinstit lucrurile acestea. Și m-a rugat Dumnezeu să dea Domnul înțelepciune și puterea să mă pot despre lucrurile acestea, să alerg înainte de Dumnezeu. Chiar dacă m-a trebuit să duc, poate eu intru, să duc
necat, încercare. Să-i mulțumesc Dumnezeu că El este Cel care mă conduce și cred că Dumnezeu mă conduce pe calea aceasta. El este Cel care ne poartă de grijă și ne poartă calul de grijă. Și mă rog ca Domnul să ne ajute de dea înțelepciune. Ca înfățișarea aceea pe care noi trebuie să o vedem, să o vedem ca Iisus Hristos. Că atunci când se va sfârși această legare, să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Toată că la un moment dat, despre Zacheu, și omul acesta, căuta să alerge și a plecat bine el. Pentru că avea un gând și un țeu, un gând, o țintă să alerge să cunoască pe Iisus Hristos. Dar din pricina staturii lui, el n-a putut să ajungă locul acela. Și tot s-a venit ceva, care este calea cea mai bună, să mă pot întâlni cu Iisus. Și s-a dus, s-a urcat în tutul acela și a așteptat în liniște. A stat acolo, poate chiar nu a răsuflat la noi, a suflat și nimeni n-are făcut. Dar știa că pentru Dumnezeu acela a făcut viața de Iisus Hristos. Avea această lumină, avea această pricepă, înțelepciune, că știa că pe drumul acesta avea să vină Iisus Hristos. Și a venit Domnul. Domnul s-a oprit în dreptul lui, cunoaștem cu toți, chiar l-a invitat, Zacheu dă grijă de grabă, că ei astăzi trebuie să intru în casa ta. Faptul că Zacheu a ascultat și a legat pe calea aceea care trebuia să intru cu Iisus, s-a întâlnit, s-a dat jos și l-a invitat și a fost bucuros că Domnul este Cel care s-a auto-invitat pe el să intre în casa lui și l-a acceptat cu bine. Vedeți, frate mine, sunt multe lucruri. Când noi dorim cu adevărat să ne întâlnim cu Iisus, Domnul vine și se descoperă. Așa cum s-a descoperit lui Zacheu, s-a descoperit multora dintre noi. S-a descoperit și mie, s-a descoperit și dumneavoastră. Faptul că ai dorit să te întâlnești cu Domnul, Domnul s-a lăsat descoperit. Și mai mult, Domnul a acceptat să intre în casa ta, să schimbe starea aceasta, dacă vrei casa aceasta, o peșteră aceasta, de tălhari, să schimbe într-o casă de rugăciune, o casă binecuvântată, o casă în care să lucrească Dumnezeu, să lucrească pacea, binecuvântarea și dragostea lui Dumnezeu. Este minunat lucrul acesta. Minunat, fratele, că atunci când noi acceptăm lucrul acesta, Dumnezeu este Cel care dorește cu adevărat să lucrească cu tine, dacă noi dorim cu adevărat să locuim împreună cu El. Mă rog ca așa dimineața Dumnezeu să ne arate că noi suntem chemați să alergăm cu credință înaintea Dumnezeu. Suntem chemați să-L acceptăm pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viețile noastre. Ca într-o zi, toate aceste lume, cu bogățiile, cu tot ceea ce s-a creat în această, pe acest pământ, toate vor pieri. Și ceea ce ajunge înaintea Domnului, nu vei duce nimic, nici cum, chiar nimic nu duci. Și numai sufletul, singur, va ajunge înaintea Dumnezeu. Și atunci se va cântări în balanța ceea ce am făcut noi. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca sufletul nostru să fie înălțat despre Dumnezeu. Să o păstrăm curată înaintea Dumnezeu. Să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu, când mai avem acest har, să vorbim de aici, harul acesta, să fii în casa lui Dumnezeu, să laud pe Dumnezeu, să bine cânt pe Dumnezeu, să cânt împreună cu cei care cântă cântarea de laudă, pentru că într-o zi toate acestea se vor sfârși și va trebui să cântăm cântarea cea nouă, care va pregăti înaintea mea, înaintea lui Iisus Hristos, cântarea cea nouă, care vă cunoaște toți atunci ziua cea mare, împreună cu Iisus Hristos și El însuși ne va conduce în această cântare, binecuvântat să fie Domnul, care această zi, tot împreună, să căutăm, să ne păstrăm viața curată, să fim împreună cu Dumnezeu. Fratele, știe fiecare cât timp mai are de trăit? Nu știm niciunul. Dumnezeu ne-a mai dorit un credit, timpul acesta, dacă vreți, atunci, hai să facem o cumpărație, dacă ai un telefon și tu ca să vorbești un anumit timp, mergi și cumperi un credit de 7 euro. Este altul e credit de 10 euro, altul e de 15 euro sau 20 de euro. Ei, eu care știu că am un credit de 7 euro, mi se termină timpul acesta. Poate o săptămână îmi ține mie timpul și să pot să vorbesc la telefon. La un moment dat se termină creditul și nu mai pot să face nimic. Cel care are 15 sau 20, 30 de euro are mai mult. Dar nu știm pentru noi cât Dumnezeu ne-a acordat acest credit. Poate că Dumnezeu ne-a acordat creditul ca până mâine. Nu știu care dintre noi va trebui să plece. Ești pregătit să zbori? Ești pregătit să te împărtășești înaintea Dumnezeu? Nu, așa este. Eu cred că nu suntem pregătiți. Eu cred că nu suntem pregătiți. Dar pentru asta Dumnezeu ne-a mai acordat acest credit ca noi să ne pregătim. Ca noi să acordăm acest timp lui Dumnezeu, acest timp minunat și prețios să-L însușim pe Dumnezeu, să laudăm pe Dumnezeu și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Acest timp cu care noi să mai stăm în post și rugăciune să-L mulțumim Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu s-a descoperit prin oameni și spune cetății din Ninive, încă 40 de zile și timp va fi nimicită. Ce-au făcut oamenii? Când au știut că mai au 40 de zile de trăit, 40 de zile care pot să întoarcă la Dumnezeu, 40 de zile care se iau hotărâre, au acordat lui Dumnezeu cinstea și meritul care merită. Au hotărât 3 zile de post, nimic, animale, copii, tot nimic. Și să ne întoarcem înaintea Dumnezeu și să-L pucăiască înaintea Dumnezeu, s-au pucăit și Dumnezeu vă stă la aceasta. Sau mai mult s-a îndurat de ei. S-a îndurat de ei. Faptul că ei s-au întors la Dumnezeu, Dumnezeu s-a îndurat de ei. Ce ar trebui să facem noi într-o astfel de zi, frate mei? Același lucru trebuie să facem și noi. Ca să primim iertare, îndurare din partea Dumnezeu. Ca să beneficiem de mântuirea care dă Dumnezeu prin credință pe fiecare dintre noi. Fiecare a trebuit să ne întâlnim și cu postul și rugăciunea.
De câte ori am abandonat, poate de multe ori, postul acesta și rugăciunea. Poate uneori vine starea aceea de mânșeală peste noi. Poate uneori nu mai suntem obosit pentru săptămâna care a trecut și nu avem timp de lucrul acesta. Poate uneori nici nu mai citim Biblia, poate. De multe ori suntem preocupați ca în pentru noastre probleme noastre noi să facem ceea ce este mai important pentru sufletul nostru. Nu să ne gândim pentru trupul acesta, de fapt, nu pentru sufletul nostru. Dar aș dori ca noi să punem preț pe sufletul acesta. Că într-o zi, sufletul acesta va trebui să se înfățișeze de înaintea lui Dumnezeu. Și noi știm cât va mai acuta Dumnezeu timp pentru noi. El a avut multe lucrări, parte de Dumnezeu și spunea, bărbatule, de atâtea ori vrășmașul a vrut să te ia viața, dar eu n-am gătit. Pentru că te iubesc și vreau să dau viață. Și faptul că Dumnezeu mi-a gătit lucrul acesta și cred că mă pune pe gândul că de ce oare Dumnezeu a mai gătit ca viața mea care ar trebui să mai trăiesc lucrul acesta. Și sigur, răspunsul este ca eu să-L caut pe Dumnezeu mai mult. Ca să-L slujesc pe Dumnezeu, să fac voia lui Dumnezeu mai mult. Și pentru că fiecare dintre voastre au fost un timp și un moment cu Dumnezeu, am hotărât ca tu să mai crești, pentru că diavolul vrea să ia viața. Diavolul vrea să te distrugă, să te nimicească. Dar Dumnezeu nu te-a scris drept o viață. Și când scrie Dumnezeu viață, pentru nimeni nu poate să te ia viața. Numai Dumnezeu cel care ți-a dăruit și mai el poate să o ia. Și felul acesta este important ca fiecare dintre noi să plătim acest timp care Dumnezeu ne-a acordat fiecare dintre noi. Să slujim pe Dumnezeu, să lăudăm pe Dumnezeu și să ne închinăm Dumnezeu cu sinceritate să vin înaintea Domnului și să-i mulțumim. Că încă mai avem acest har, să mai citim Scripturile, să mai înțelegem, să percepem și să venim într-o zi. Pentru că într-o zi, această piatră care s-a desprins, se va desprinde din nou și va veni în lumea aceasta, ca să nimicească toate împărățiile, tot ceea ce se cred oameni din lumea aceasta că sunt împărat. În ziua nu mai sunt împărat, că sunt președinți, dacă vreți. Președinții Statele Unite, Rusia, România și multe altele. S-a schimbat acest cuvânt împărat în președinți. Și vreau că toți aceștia vor vedea la picioarele lui Dumnezeu. Vor vedea pentru că Domnul Iisus va veni din nou să ia împărăția și o dea Tatălui. Va închina Tatăl și El se va supune și lui Dumnezeu. Asta este ținta pe care vrea Domnul să facă. Să ia această împărăție ca să o ducă înaintea lui Dumnezeu și să pună la picioarele lui Dumnezeu. Și Domnul este acela care va stăpâni în continuare. Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie Domnul. Și noi vom fi slujitorii noi. Și vrem să fim slujitorii ca să împărățim împreună cu Hristos. Ca să fim slujitorii, să fim și luptători împreună cu Hristos. Trebuie să te rog lupta cea bună, fratele. Așa cum spunea cu Sfântul Pavel. M-am luptat lupta cea bună, mi-am izbăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul judecătorul cei drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Dacă vrei să vezi această cunună, să ai această cunună neprihănirii, trebuie ca de aici să alergi cu Hristos împreună, prin credință, frate mei. Să alergăm împreună. Dacă vezi pe cel căzut, nu trece pe lângă el. Oprește pentru clipă, dă-i mâna, ridică-l și împreună să mergi înainte. Pentru că sunt mulți care văd că unii abandonează și nu te mai oprește să dai o vorbă, un sfat, un cuvânt de mărbătare, de criticare. Nu mai deci mult aleargă singur. Alergând singur, ne pierde cununa, frate mei. Noi suntem chemați să alergăm împreună cu Hristos. Chiar și cel căzut și acela trebuie să te o mână, să-l sprijine, să-l ridici și să-l ajungi. Hai să mergem înainte, că Domnul ne așteaptă. Și că Iisus Hristos este cel care te așteaptă și te va aștepta, frate mei. Așa cum aștepta pe Ștefan. Ștefan care știa că în momentul acela era ultima clipă care poate să mai stea în viață. Și atunci s-a rugat Dumnezeu, Doamne, primește sufletul meu la Tine. Și l-a văzut pe Iisus Hristos stând în picioare înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea lui și spunea, l-a așteptat pe primul martir, care a luptat prin credință pentru el, ca să jurească pe Dumnezeu. Și a zis, iată, văd cel de Tine și pe Fiul lui Dumnezeu și a stat în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și nu am lucrat. Să vezi pe Dumnezeu când viața ta se sfârșește, când ochii tăi se sting, să deschidă să vezi pe Iisus Hristos în momentul acela. Să vezi că ochiul tău va vedea pe Dumnezeu în momentul acela. Și să vezi altceva decât mai putin. Și facă Domnul ca tot ochii noștri, într-o zi când se va sfârși viața noastră, vedem pe Dumnezeu. Și cu El să fim pe totdeauna. Dar pentru asta trebuie alergare continuă, frate. Trebuie o alergare prin credință. O alergare care să ne pună mintea noastră trează totdeauna să alergăm cu Iisus Hristos. Pentru asta ne-a chemat Dumnezeu. Ca noi să fim oamenii aceia care să ne dăm înapoi. Să nu ne dăm batut, fratele, pentru că diavolul vine cu multe gânduri, vine cu multe tertipuri, multe planuri josnice, care să pună în piedică ca noi să ne alergăm pe care aceasta pocăință. Dar Dumnezeu vrea să ne chem pe noi să alergăm cu credință, alergăm să privim țintă la răbdătirea și sfârșirea credinței noastre care este Iisus Hristos în Dumnezeu. La El să privim, fratele. Așa cum înaintașul din Evrei, cu capitolul 11, arată înaintașul care a alergat cu credință. Și am știut că era o cetate scriitor, o cetate care, a care femeie era Dumnezeu care a creat-o. Și a venit pe această cetate, cu Avram, Noe și mulți alții, au venit și într-o zi, au ajuns la această cetate. Unde privim noi, frate mei? Spre ce cetate privim? Cetatea aceasta pământească? Nu privim la ea. Nu privim la această pământească. Toate aceste vorbieri, toate vor arde. Pentru că spune că cel de-a pus pământul sunt păstrat pentru judecate viitoare. Acestea vor arde și va face
este un cer nou și pământ nou care va locui neprihănirea. Acolo vrem să ajungem, fratele. Și acolo trebuie să citim toți împreună, să fim împărăția cu Dumnezeu pentru totdeauna. Că împreună cu El va fi bine, va fi mai împrietenie, va fi tot ceea ce dorește Sfântul Dumnezeu. Nu va fi nici plâng, nici amar, nici ferite nimic. Toate acestea vor dispărea. Și va fi numai bine, cuvântări și harul lui Dumnezeu pentru fiecare. Va strălucii soarele neprihănirii pentru tine. Este Dumnezeu însuși, la vizită de Domnul. Dacă vreți să vedeți această lumină minunată care este Hristos, trebuie ca noi să ne păstrăm viața curată, să privim la Hristos și totdeauna, în gândurile noastre, seara, să ne rugăm, Doamne, vreau să fiu cu tine totdeauna. Mă rog pentru vecinul meu, mă rog pentru fratele meu, mă rog pentru sora mea, mă rog pentru copiii mei, mă rog continuu ca tu să fii acela care te-a ajuns să alergăm împreună, credință. Și niciunul dintre ei să nu rămână aici. Dar pentru asta trebuie ca noi însuși să ne jertfim ca să aducem înaintea Domnului. Cât te jertfești tu pentru ce apropiile tău, fratele sora mea? Cât te jertfești tu pentru ea? Îți faci un timp de să stai de vorbă cu omul acela care încă mai face păcat și întuneric? Îți faci un timp să te gândești la copiii tăi care poate nu te mai bagă seama și spune m-am săturat de mama și tata tău că am viață singură, o viață despărțită de ei. Te-ai oprit, te-ai gândit, te mai duci, să mai stai de vorbă cu ei? Să spui, băi copii, credeți-vă că vine sfârșitul. Vine vremea când Dumnezeu ne va chema la judecată. Vine vremea când Dumnezeu va chema pe toți oamenii înaintea lui Dumnezeu. Și ce vă vom da să o deală? Pentru toate aceste țări care din melancolie, dacă de stare de aceea care de nepăsare și noi nu mergem să chemăm la cuvinte. Trebuie să facem acest lucru, fratele. Chiar dacă întâmpi pierzi, chiar dacă sunt obstacole, chiar dacă vrășmași te uită pe puternic și cum să zic, ce mai vin la casa mea? Nu te-am acceptat și te accept. Tocmai din potrivă, trebuie să mergi cu cuvântul acesta de să vezi, poi, că Dumnezeu trăiește și Dumnezeu îi dorește pentru veșnicie. Și faptul că noi suntem chemați să fim slujitori și lucrători împreună cu Hristos, trebuie ca și noi să punem umăr în această lucrare. Fratele, nu se chema să mergem în America, nu se chema să mergem în Suedia, nu se chema să mergem în alte țări, trebuie să predicăm Evanghelia. Noi suntem chemați aici, în această cetate, să vestești Evanghelia lui Hristos. Vecinul tău, aproapele tău, rudenii tale, toți cei care sunt aici, suntem chemați să mergem să vestim Cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în această cetate, suntem la doi pași de oameni și noi nu facem acest pas. Facă Domnul ca la această, să facă Dumnezeu prin tine spirituală, biserica noastră. Să ne desprindă pe noi de lucruri pământești, ca să alegăm spre lucruri cerești. Și alegând spre lucruri cerești, Dumnezeu ne va binecuvânta, ne va deschide mintea să trece mai mult Scriptură și va descoperi ceea ce are nevoie omul de lângă tine. Omul dinăuntru, același de tare. Și aceea ai nevoie, sufletul acesta. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe direcția aceasta. Trece prin faptare de și a doi, ca în momentul acesta să ne bucurăm că Dumnezeu este acela care ne-a chemat să fim copiii al Dumnezeu, să fim alergători împreună cu Hristos, să alergăm cu credință înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe direcția aceasta. Avem nevoie, frate mei, de Domnul Iisus Hristos, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Și pentru asta este nevoie ca fiecare slujitor să fie echipat cu astfel de putere. Cu puterea aceasta putem să mergem să mirim pe cel rău, frate mei. Fără această putere, cum te vinești că mă duc, fără puterea aceasta să mergi să birești, să prezi și Evanghelia, să gândi Sfântările la urmă, să faci lucrarea în lume. Ai nevoie de această putere și această îmbrăcăminte nouă. O îmbrăcăminte care, și un scut putere care să jeți ajutorul diavolului, să nu te poate atinge. Nu te poate atinge, pentru că puterea aceea care vine la lumea este mai tare ca puterea aceea pământească, lumească, frate mei. Este o putere a lui Dumnezeu care este scut și pauză pentru tine. Și nimic, nimic nu te poate atinge. De ce? Pentru că ai ungerea divină. Și Dumnezeu te-a uns cu leiul acela cu Dumnezeu Sfânt și toate sângele se alunecă pe lângă tine. Nu te poate atinge. Ea trece pe lângă tine. Și atunci poți să rămâi în picioare, poți să fii biruitor și poți să fii omul acela de care Dumnezeu are nevoie. Să slujești pe el, să lau pe Dumnezeu și Domnul să lucrezi pe direcția aceasta. Dragi mei, frați și surori, ceea ce s-a citit aici cu paratul acesta, spunea Domnul Sfânt, spunea Daniel mai departe. Capul chipului acesta era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântice și coaptele erau de arame. Fluiere, picioarele și de fier, picioarele de parte de fier și parte de lut. Te uitai la el și s-a deschipit o piatră. Fără ajutorul Dumnezeului în mâini, a ieșit picioarele de fier și de lut ale Chipului și le-a făcut bucăți. A zis, a venit Domnul Iisus Hristos cu mare slavă și mare putere. Și El va nimici pe cer, va nimici toată lumea aceasta care este împotrivită lui Dumnezeu, care se împotrivește înainte lui Dumnezeu, tot împăratul vor cădea la picioare. Îl vei recunoaște atunci când El este singur împărat, Domnul al Domnului și împăratul împăratului, piatra din capul ungurii, care a fost pusă să fie înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, este un lucru minunat că noi trebuie să înțelegem că Iisus Hristos este piatra. Și mai departe spune așa, atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfârmat împreună și s-au făcut ca peaba din aerivara și le-a luat vântul și nici urma nu s-a mai găsit,
nu s-a mai găsit din ele, dar piatra care s-a format chipul s-a făcut un munte mare și s-a umplut pământul de ea. Slăvită fie Domnul! Dragii frate, este minunat că atunci când noi stăm înaintea lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu este cel care ne-a binecuvântat și este cel care ne prelucrează. Aș vrea să citesc din Isaia, capitolul 28, versetul 16, iată ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar Isaia a descoperit Dumnezeul cu acesta și spune așa, versetul 16. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată cum ca temenie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, o piatră din capul unghiului clădirii, temenie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Vedeți? Ceea ce este important în fiecare timp este că Dumnezeu este acela care poate să facă acest lucru. Și în Efeseni, capitolul 2, 20, spune pastorul Pavel. Și apoi mă spune mie de ghele. Efeseni, capitolul 2, versetul 20. E așa. Fiind divit pe temelia apostolului și prorocilor, piatra din capul lucrurilor, fiind Iisus Hristos, auziți? Noi suntem zidiți, frate mie, pe temelia apostolului și spunește, El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți cu lăcași al lui Dumnezeu prin Duhul. Auziți? Asta suntem noi. Suntem zidiți în Iisus Hristos. Și când ești zidit în Iisus Hristos, trebuie să te gândești că noi suntem zidiți în El ca să fim una înaintea Domnului și să rămânem pe temele aceasta în Iisus Hristos, pentru că suntem lăcași al lui Dumnezeu prin Duhul. Domnul să lucreze prin această dimineață, să ne dea fiecare dintre noi puterea și credința ca să rămânem credincioși în Dumnezeu. Să alergăm împreună, să alergăm cu stăruință, să alergăm cu credința, frate mea, să alergăm cu pricepere, să alergăm cu toată puterea și toată unitatea pe care Dumnezeu trebuie să fie credit de noi, să fim uniți în astfel de momente. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.